Aud mereu noua psihologie vorbindu-se despre persoană toxică. Colega mea este o persoană toxică, trebuie să fug de ea. Colegul meu este o persoană toxică, trebuie să fug de ea. Partenerul de viață este la fel, persoană toxică. Tot ce este toxic ca relație dintre oameni a devenit ceva normal. Dar asta este ură. Vă dați seama câtă ură acumulezi în interiorul tău când știi că la jobul tău, colegul de bancă, colegul de birou sau colegii din spate sunt persoane toxice pentru tine și tu nu poți să mai privești altfel decât cu ură, cu dispreț și cu dorința de a fugi și de a te despărți de ei cât de mult poți. La rândul ei, persoana aceea care e toxică este urâtă de ceilalți și ea cu atât mai mult va deveni mai rea și mai încrâncenată în ambițiile ei de a-și mări și mai mult toxicitatea, de a-și mări și mai mult comportamentul acesta nociv. Dar asta nu este creștinism. Asta nu este tratament prietenesc. Dacă am pune un pic de dragoste, un pic de înțelegere față de persoana pe care noi o catalogăm și punem această etichetă toxică, poate că ar fi un pic diferit. Dar nu sunt de acord cu noua psihologie. Mereu aud pe social media psihologi care vorbesc în permanență despre toxicitatea celelalte persoane de care trebuie să te îndepărtezi cât mai repede poți, că cealaltă este persoană toxică pentru tine. Așa o fi, dar dacă privim cu atâta ură și cu atât dispreț și cu atâta fugă persoanele pe care le etichetăm așa, cum mai este relația dintre noi și restul? Pentru că așa o să ajungem să numim toxic fiecare persoană dintre noi și atunci se creează o prăpastie tot mai mare, o relație de animozitate tot mai mare între mine și colegii mei și ajung de fapt toți să fie persoane toxice pentru mine și eu trăiesc ca într-un iad. Păi la serviciu e jumătate din viață. Dacă eu nu pun puțină dragoste față de fiecare persoană în parte, păi o să trăiesc acolo ca în cel mai mare iad. O să se mărească atât de mare stresul pe care îl trăiesc și o să mă îmbolnăvesc la un moment dat. Păi nu se poate așa. Asta nu e creștinește. Dacă m-aș ruga puțin pentru persoana care e toxică, oare nu s-ar mai îmbunătăți relațiile? Dacă aș ierta-o din sufletul meu, din tot sufletul meu pe persoana aceea pe care eu o consider toxică, oare n-ar fi mai bine? Asta nu este într-o relație de bună vecinătate, ca să zic așa, de creștinism. Este ceva rău să-l consideri pe celălalt de lângă tine ca fiind toxic, ca fiind pericolul tău numărul unu și de care trebuie să fugi. În loc să faci în așa fel încât relațiile să fie cât de cât armonioase și bune, ajungi să tratezi cu atâta ură pe celălalt de lângă tine și ce faci? Unde ajungi? Nu, asta nu e creștinism. Asta nu e relație frumoasă pe care ar trebui să o avem. Că dacă ai o relație frumoasă cu celălalt de lângă tine și încerci tu, în primul rând, să te porți creștinește, cred că celălalt devine mai puțin toxic. Nu știu. Sigur că sunt și excepții, sigur că sunt și cazuri în care chiar nu poți să faci nimic, dar chiar și cu acela, măcar să nu-l dărâmi mai mult. Și persoana care e toxică poate trăiește în singurătate, poate trăiește în suferință, poate că a avut situații grele în viață și consideră pe ceilalți cel mai mare dezastru pentru ea. Poate că e o persoană vulnerabilă, chiar așa o consider toxică și de aici numai ură asupra ei. Ar trebui să mai gândim la acest aspect. Religia este opium pentru popoare, este opiumul popoarelor. Păi, fraților, opium a distrus minți, a distrus vieți, a distrus creiere, a nebunit oameni deștepți, genii. Cunoaștem foarte multe cazuri, chiar și la noi în țară, de oameni extraordinar de talentați, geniali, care și-au pierdut viața și au nebunit la cap sau au nebunit, au îmbolnăvit, s-au îmbolnăvit.
știm, teritorii care s-au pierdut din cauza că unii vindeau opium și ceilalți își vindeau patria, își vindeau țara, își vindeau casa pentru așa ceva. Ferească Dumnezeu, drogurile în ziua de astăzi distrug viața, distrug sănătatea. Cine e soțirea cu diavolul și nu te mai oprești decât în iad, cum se și zice. Cine cu diavolul se însoțește, până în iad nu se oprește. Asta e iadul existenței. Cum să poți să compari, chiar și ateu fiind, cuvântul lui Dumnezeu ca fiind un drog, ca fiind o iluzie? Pe cuvântul lui Dumnezeu este puterea noastră, este viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este etern. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Dacă acceptăm cuvintele Mântuitorului Hristos în mintea noastră și în viața noastră, totul devine atât de frumos. Când am auzit prima dată cuvintele acestea ale lui Iisus Hristos, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel desăvârșit este, a fost pentru mine cea mai frumoasă idee și cel mai frumos cuvânt pe care l-am auzit eu vreodată. Ce îndemn fabulos! Ce frumoase cuvinte! Ce înalt ideal! Ce frumoase cuvinte ale Mântuitorului Hristos sunt inegalabile! Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Sigur că omul nu poate să fie perfect, dar este perfectibil. Tinde către perfecțiune, contemplând această perfecțiune a celor create de Dumnezeu, omul poate să tindă către așa ceva. Adică să fii perfect la matematică când înveți, să încerci să fii cât mai bun, cât mai perfect la munca ta, să-ți faci cât mai bine jobul, să faci cât mai mult și să nu-ți urăști, să nu-l urăști pe șeful tău care, la care muncești. Este un lucru rău. Cum adică? Tu muncești la o firmă și îl urăști pe omul la care lucrezi și nu te interesează decât să-ți iei bani și nu contează cum îți faci munca și să-l lași pe șef, pe omul care deține afacerea într-o prăpaste și să nu-ți faci treaba? Păi cum ești perfect dacă nu-ți faci treaba la job, dacă nu ești competitiv, dacă nu lupți să fii cât mai bun posibil? Mereu avem în minte că numai unul trebuie să fie pe locul întâi. Păi cea mai mare falsitate, păi dacă ar fi numai unul pe locul întâi și restul ar fi vai de capul lor, n-am putea să evoluăm. Trebuie să fie toți pe locul întâi, sau un procent cât mai mare de oameni pe locul întâi. Să fii perfect și în viața de familie, să fii cel mai bun tată, să fii cea mai bună mamă, să fii cel mai bun prieten, să-l tratezi pe celălalt ca fiind prietenii atât prietenul tău în numele lui Dumnezeu. Să fii perfect când înveți, când scrii, când te porți pe stradă, când mergi undeva, când te porți cu ceilalți, când ai o relație cu cineva, când ești, să fii perfect cu mama ta, cu tatăl tău. Toate căile acestea ale lumii pe care noi le întâlnim zilnic și pe care mergem zilnic să le facem cât mai bine cu putință. Sigur că obosim, sigur că e greu, sigur că nu e ușor, sigur că muncim, sigur că avem și stări obositoare, dar dacă te raportezi la aceste cuvinte minunate ale lui Hristos, poți mai fi depresiv, poți mai fi supărat, poți să mai fii trist, poți să te mai gândești în lucruri negative, când există Dumnezeu care a creat toate astea și are această invitație extraordinară pentru noi. Că înaintând cât de mult putem noi și cât de mult se poate, cât de cu putință pentru fiecare dintre noi, în această perfecțiune pe care Dumnezeu ne cere să trăim în viața noastră, moștenim viața veșnică și eternitatea lui Dumnezeu. Este atât de frumos, sunt atât de minunate și de frumoase cuvintele Mântuitorului Hristos, încât merită să meditezi în fiecare zi la câte una. Și să încerci să adaptezi pe cât se poate în viața ta cuvintele astea. E așa de frumos încât n-ar trebui să acceptăm la nivelul sufletului nostru niciun cuvânt care șterbește din aceste cuvinte mărețe ale lui Hristos, care sunt cele mai frumoase
Și din cuvintele lui Hristos s-au creat cele mai frumoase muzici, cele mai multe capodopere de artă, cele mai frumoase picturi, cele mai frumoase sculpturi ale lumii. Au fost cele mai mari imbolduri în știință. Mendel, când și-a pus problema electricității, a vrut să găsească, de fapt, o putere a lui Dumnezeu nevăzută care e în lume. Fiecare om de știință și geniu care a descoperit câte ceva din tainele lui Dumnezeu puse în creație, a avut în interiorul lui, în sufletul lui, în conștiința lui, în mintea lui, în inteligența lui, ceva măreț legat de Dumnezeu. Și atunci, cum e posibil să acceptăm în zilele noastre atâta molus de exprimare mizerabilă și parșivă? Cum am fost în Italia, la Veneția, la Bienala de Arte anul trecut și era într-o capelă niște picturi pornografice. Și am auzit acum de la un părinte că mi-a trimis un videoclip cu niște sculpturi sculptate în marmură de Carrara, dar sculpturile erau niște chiloți și astea erau puse într-o biserică, într-o capelă din Veneția. Dom'le, cum poți să accepti așa ceva? Și asta e condiția umană. Pe condiția umană la ce? Și cum să pui asta în biserică? Păi când te gândești că în biserică este Pietà lui Michelangelo. Michelangelo care a creat niște picturi. Rămâi mut când te duci și vezi capela Sixtină. Vezi atâtea sculpturi și atâta pictură extraordinară creată în trecut. Și acum, în timpurile noastre, atâta mizerie, atâtea aberații, atâtea mâzgărituri, un molos de nimicuri. Și pornografie în locurile sacre, în locurile sfinte. Doamne, așa ceva este inacceptabil. Probabil că arta asta exprimă cea mai mare decădere a sufletului și cea mai mare ruptură de Dumnezeu. Îl arată pe om. Așa credință, așa creație. Așa viață, așa creație. Cum poți să fie arta orice manifestare, la nivelul oricărei manifestări? Că orice lucru aberant, orice chestie instinctuală, orice chestie întâmplătoare e artă. Păi asta nu e artă, domnule. Artă trebuie să exprime o idee, trebuie să aibă o formă și trebuie să exprime ceva care înalță sufletul omenesc, care îl educă, care îl duce spre, care are o idee măreață, care îl pune să gândească, nu mereu să scandalizezi. Creezi ceva scandalos, după care nu se mai întâmplă nimic. Ce e asta, domnule? Este ceva inadmisibil. Și de aceea în spațiile astea nici măcar nu sunt oameni, pentru că în capela aia unde m-am dus eu și erau niște picturi pornografice, mai erau și altele, dar erau și vreo 3 pornografii pe acolo. Dom'le, nu intră lumea la așa ceva. Păi cum să intri, dom'le? Oamenii normali care muncesc, care își dau bani pe chirie și pe mâncare, au timp și care muncesc din greu, au timp să ducă să intre, să vadă asemenea mâzgălituri, asemenea prostii. Dom'le, este inadmisibil așa ceva. Nici nu ar trebui să acceptăm. Nici nu ar trebui să acceptăm așa ceva. Arta trebuie să aibă dimensiunea ei măreață, dimensiunea ei dumnezeiască. Arta trebuie să-l trimită pe om cu gândul la Dumnezeu. Nu să-i pună în față niște pornografii la care îi vine scârbă, îi vine să scuipe și să întoarcă spatele. Ar trebui să se termine cu fascinația nimicului și a mizeriei, cu fascinația lucrurilor mărunte, cu fascinația acelui ceva care doar șochează și adună o grămadă de urmăritori. Faci ceva care te șochează și lucrul acela șocant atrage atenția. Bun, atrage atenția, ai văzut de multă lume și ce se întâmplă după aceea? Nu se mai întâmplă nimic, e nevoie de alt scandal, e nevoie de altă mizerie, e nevoie de altă pictură scandaloasă, e nevoie de altă... Și tot așa îți cormărești mintea pentru prostiile astea. Și atunci lucrurile mari, lucrurile care zidesc, lucrurile care înalță pe om, lucrurile care dau omului putere mentală, unde sunt? Păi prostiile astea, mizilicurile astea, lucrurile astea de nimic, îl înalță pe om? Păi
că te face să râzi. Păi ce, asta e entertainment, zic, prosteală. Dom'le, cum poți să fie mereu acceptate asemenea aberații? Nu se poate așa ceva, adică totuși s-a ajuns prea departe cu fascinația nimicului, cu fascinația urâtului, cu fascinația scandalului, cu faptul că lucrurile urâte și mizerabile ies în față și sunt privite de toată lumea. Bun, și dacă sunt privite, ce? La ce ajută? Nu ajută la nimic, nu au nicio finalitate, nu au niciun sens. Pentru că dacă vrei să te distrezi, dacă vrei să te relaxezi, te poți relaxa decât ceva frumos, decât cu idei bune, decât cu lucruri mărețe, decât cu ceea ce te apropie de rugăciune, de meditație, de frumusețea vieții, de frumusețea existenței. Dacă stai mereu cu gândul numai în rău și numai în urât, păi tot urâtul ăla îți cuprinde sufletul, îți cuprinde mintea și învârți la nivelul minții toate lucrurile alea mizerabile și urâte și în permanență ești cuprins de urât. Și la un moment dat ajungi tu să faci lucrurile urâte, pentru că dacă în cap ai numai chestii de genul ăsta, sigur că numai urâtul te înconjoară, te și îmbolnăvește, te și umple de frică și de spaimă. Când frumusețea lui Dumnezeu este ceva măreț, când te gândești la toată lumea pe care Dumnezeu a creat-o, să e ceva sănătos, când te plimbi printr-o pădure de sarcâmi înfloriți și vezi a ta mireasmă, e ceva minunat, e ceva creat de Dumnezeu cu a ta frumusețe. Când te uiți la un apus de soare, la un răsărit de soare, când te uiți la cerul albastru, când te uiți la toată verdeața și la toată frumusețea din jur, când te uiți la ploaie care hrănește tot ce e în jur, vezi că e o binefacere și o frumusețe, pentru că dacă avem ploaie, avem culturi, avem ce mânca. Totul este făcut într-o rânduială și dacă stai să descoperi și să meditezi la această rânduială, descoperi atâta frumusețe și asta e adevărată relaxare. Asta e adevărata frumusețe a minții și sănătatea minții. Nu mereu ciocnirea și înghesuirea către lucrurile mizerabile, către lucrurile de nimic, către lucrurile care sufocă tot ce este frumos, numai către scandal, către ischibiționism, o să care nu se mai termină niciodată. Noi nu trebuie să acceptăm așa ceva, ci trebuie să ne ancorăm în frumusețea cuvintelor lui Dumnezeu și să rămânem acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este salvator. Credința în Dumnezeu este salvatoare. Este cea mai frumoasă atitudine și cel mai grozav gând și cea mai frumoasă speranță și cea mai puternică credință să te ancorezi în învierea din morți a lui Iisus Hristos și alături de El să pășești peste moarte în eternitate. Este atât de frumos. Este cea mai înaltă dimensiune a existenței. Nimic nu se compară cu contemplația la frumusețea lui Dumnezeu.